știm, some people are options, some people are left away from him. Vei vedea că și în Biblie, când Domnul Iisus a predicat, unii oameni s-au supărat, alții s-au îndepărtat de el. Because he was preaching the word of his father. Deci pentru că el predica cuvântul Tatălui. Preaching life to people. El predica direct. Preaching the truth to people. Predica adevărul. Telling have all from good. Predica și clar ce este bine și ce este rău. And made the difference. Și făcea o diferență clară. Not mix evil and good together. Niciodată nu amesteca binele cu rău. That's why for us as pastor have to know the Bible, have to know the word of God and preach it correctly. De aceea noi ca pastor trebuie să aplicăm corect cuvântul lui Dumnezeu, să-l predicăm și să-l învățăm așa cum trebuie. That's why Apostle Paul looked to the young pastor, his name Timothy. Deci apostolul Pavel s-a uitat la Timotei, care era un pastor tânăr. And he came with this advice from verse 6 to verse 7. Și a dat acest sfat din versetul 6 până la 7. He says, some have departed from this and turned to the meaningless talk. Unii, fiindcă s-au îndepărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Turn to the vorbit fără sens. Meaningless talk that people like it. Aceste flecării, cum le avem noi traduse în Biblie, sunt acele cuvinte primite ușor de oameni. Meaningless talk that let them be in their sin, let them remain as they are, God love them. Aceste flecării sunt acele vorbe care gâtilă urechea și îi lasă pe om să stea în păcatul lor și se spun, lasă că Dumnezeu privește. Apostle Paul telling Timothy, please repent us, let them repent, let them move out from sin to the righteousness of God. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, predică cu căință, ajută pe oameni să iasă din păcatul lor și să vină la neprihănirea lui Dumnezeu. Not all will appreciate you, but don't be afraid, God will be with you. Și dacă vei face asta, nu o să fie apreciat de toți, însă stai liniștit că Dumnezeu e cu tine. Be away from the meaningless talk. Deci sfatul lui Pavel aici este acesta. Depărtează-te de flecării. Lead the church. Conduc biserica în prezența lui Dumnezeu. Teach the church in the presence of God. Învață biserica în prezența lui Dumnezeu. Let everyone know the awareness of sin in the life. Fiecare să fie conștient ce este păcatul și ce efect are viața lui. So the Holy Spirit can clean the church. Ca Duhul Sfânt să curețe biserica. And the church can worship. Și biserica să se poată închina. Glory of God can come and worship. Slava lui Dumnezeu să se coboare. When we pray, atunci când ne rugăm, we can see God can answer our problem. Vom vedea că Dumnezeu răspunde la our prayers answer our problem is solved. Problema noastră este rezolvată. When we lay our hand on the sick, the sick can get healed because we lay in authority of the name of Jesus. Vedea că acel om este vindecat pentru că a venit cu autoritatea Domnului. Church can live only for the glory of God, not for themselves, not for their nation. Că biserica va trăi pentru gloria lui Dumnezeu și nu pentru nevoile pământești. Majority in the church today, they depend on sin. Însă majoritatea din biserica astăzi apără păcatul. They release the sin to go. Ei apără păcatul în loc să dea drumul la păcat să plece de la el. And the blood of Jesus Christ to clean them. Și sângele Domnului Iisus să-i curățească. Apostle Paul telling Timothy, be away from this meaningless talk. Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei, depărtează-te de flecării, de they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about. What they so confidently affirm. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. You can see it is a discuss the word of God, discuss the word of God. Îi vei vedea pe unii oameni că ei dezbat cuvântul, dezbat întotdeauna, fac dezbatere pe cuvântul lui Dumnezeu. They have imagination in the word of God. Unii își aduc imaginația lor în cuvânt.
Bathsheba. După ce David a păcătuit cu Bathsheba. He cried out in Psalm 51 verse 10. Psalmul 51 cu 10, el strigă către Domnul. Say, create me a pure heart, O God. Și cere Domnului să creeze în el o inimă. And a living steadfast spirit within me. No, și statornic. Sin cannot make your heart pure. Cât timp ai păcat, inima ta nu are cum să fie. If you need to be a shadow of God, cry out like David. Please, create in me a clean heart, O God. Să fii un copil de Dumnezeu, strigă către Domnul, creează mine, Doamne, o inimă curată. David said that God is good. Israel. David a spus că bun este Domnul față de Israel. But especially those who have pure heart. Dar în continuare el completează și spune cu cei cu inima curată. Psalm 73 verse 1. Psalmul 73 versetul 1. Pure heart is important. Vedeți, accentul cade pe inimă curată. This pure heart is the heart of obedience. Această inimă curată este o inimă supusă lui Dumnezeu. And authority as well. Și supus autorității. You cannot say I'm obedient to God, I cannot respect Ioanes, the president of Romania. Tu nu poți să zici că ești supus lui Dumnezeu dacă nu respecti autoritatea din țară, cum e președintele. Who raised the president there? God, the one raising there. Cine a ridicat pe conducător? Dumnezeu. Dumnezeu a pus conducător peste țară. You know, when election took place, I was happy. I cried the church to elect Ioanes. Când alegerile au avut loc, eu m-am bucurat și recunosc că am influențat și de fapt am încurajat biserica să voteze pe Ioanes. And then, dar apoi, about 6 months, au trecut 6 luni. And I saw only my president just smile. Și l-am văzut pe omul ăsta că doar zâmbea așa atât. And start to change my attitude. Și mi-a schimbat atitudinea. You know what? Come. Și știți ce a venit? And I start to talk to my wife. Am început să vorbesc cu soția. I said, he just know how to smile. Și am zis, băi, omul ăsta știe doar să zâmbească. God rebuke me. Și Domnul m-a mustrat. Era eu sincer. God rebuke me. Trebuie să vă spun sincer. M-a mustrat Domnul. He is the one raised up the authority there. We have to respect. De ce m-a mustrat Domnul? Pentru că Dumnezeu l-a ridicat pe el acolo. Eu trebuie doar să-l respect. Don't gossip. Pray for the authority. Nu trebuie să-l vorbesc, trebuie să mă rog pentru autoritate. And we can find it in chapter 2 when we get there. Vom vedea asta mai clar în capitolul 2 din Cartea Timotei. It's very important. We have to respect the authority. Un lucru clar asta, respectul care nu l-am avem față de autorități. And in Roman chapter 6, verse 17. Roman 6, versetul 17. Tell us that. Respect the authority. Go ahead. Respectul care trebuie să-l avem față de autorități. And then the second requirement of love is a good conscience. A doua cerință pentru a avea dragoste agape este să ai un cuget curat. This concept of good conscience is perfect. Un cuget bun. Trebuie să ai un cuget bun. Producing pleasure. Acest lucru, acest cuget bun, aduce plăcere. Satisfaction. Aduce satisfacție. And the sense of will or well-being. Și aduce starea de bine. The conscience is the conscience that the God created self-judging. Conștiința sau cugetul este acea judecată de sine pe care Dumnezeu a creat. And we call it the faculty of man. Facultățile mentale. To just think clear, to just think clear, you think well. Noi avem expresia asta, un om care este în toate facultățile mentale. Da, adică poate să judece clar, poate să are discernământ. From this word, din acest university academic, what is word? From conscience, what the word faculty. A și ieșit cuvântul de facultate. Că tu ai toate facultățile mentale să urmezi o facultate. Your faculty is not just in regie. Facultatea ta nu este cea din regie. Your faculty is on your head. Și facultatea ta este aici băgată în mintea ta. Your brain, your mind is your faculty. Ai o facultate. So you can get it here. Și anume, ai abilitatea